Petrica Muțu Stoian, acuzat că ar fi copiat o piesă de-a lui Nicolae Guță. Parcă era o mania tot așa. Fanii lui Nicolae Guță n-au tăcut nici după moartea lui Petrica Muțu Stoian. Ce asemănare au auzit între piesa artistului de muzică populară și cea a manelistului? Petrica Muțu Stoian a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și iubiți artiști de muzică populară din România. Însă, de-a lungul vieții, acest lucru nu l-a ținut departe de scandaluri cu colegii de preaslă. În urmă cu ceva timp, maestrul fusese acuzat că a copiat una dintre melodiile lui Nicolae Guță. Muzica s-a ajuns de fiecare dată la sufletele românilor, indiferent unde se aflau. Acest lucru nu a făcut ca regretatul artist să aducă lipsă de scandaluri. Maestrul a fost acuzat în urmă cu un an de fanii lui Nicolae Guță că ar fi copiat una dintre melodiile acestuia. Parcă era o tot așa Guță, cântecul popular românesc care aceeași vârstă cu acest neam prin cântec, acest neam și-a cântat trăirile, realizările și necazurile de-a lungul istoriei. Să ne aducă în discuție o cântare țigănească cu origine din Turcia, după părerea mea, este chiar jignitor pentru mândria acestui neam cu origine de la Marele Burebista, tot binele din lume, Dumnezeu să-l țină o sută de ani, voce de aur, se referă la Petrică Muțu Stoian, îmi place, îl ascult cu plăcere, îmi ajunge la suflet și, da, fugim după bani, la viață nu ne gândim, din păcate. Banii și anii se duc, au fost unele din comentariile fanilor pe rețelele de socializare. Ușor, ușor lucrurile s-au liniștit în mediul online, iar cei doi artiști și-au văzut liniștiți de carierele lor. Chiar dacă există unele asemănări între cele două piese, Nicolae Guță nu a intervenit deloc și nu l-a acuzat niciodată pe colegul său de niciun fel de plagiat.